Bun găsit, dragii noștri, sunt Nicoleta Dumitru, suntem la Cristel TV, în Torrejón de Ardoz. Am alături de mine doi invitați speciali, pot să spun așa, domnul Adrian Vișan. Bine ai venit și mulțumesc tare mult pentru această invitație. Bine v-am găsit, mulțumesc eu pentru invitație. Alături de domnul Adrian este Florentin Răducan. Vă mulțumesc pentru invitație și... Omul de legătură, practic, pentru că... Acum, cum am ajuns eu aici, nu? Asta da. Cum ai ajuns tu aici, sigur. Omul de legătură a fost Florentin, bineînțeles. Da, inculpatul. Om de încredere, om de mare, mare încredere. Adrian Vișan, solist vocal și textier. Da, pot să spun și textier, pentru că, să zic așa, m-am axat mai mult pe chestia de solist vocal, dar... pentru că mi-a plăcut întotdeauna poezia și mi-a plăcut întotdeauna să ceea ce simt să și transmit și crezând că poezia și versul este o modalitate foarte bună de transmitere a acestor sentimente, am zis că în afară de solist vocal este bine să fac și textele așa cum le simt eu. Din suflet, de din suflet, să iasă de acolo, de sigur că da. Din locul sigur. Important, inima. Sigur că da. Pentru că în momentul în care cânți sau, mă rog, sau cum pui o melodie, adaugi și un text adecvat și un text bun, lumea percepe altfel, în sensul bun al cuvântului, ceea ce tu vrei să transmiți. Unde, ar fi să vă întreb, în primul rând, unde locuiți aici în Spania? Unde locuiți aici în Spania? Și după aceea o să povestim. Păi, dacă eu am început discuția... De România. Da, eu dacă eu am început discuția, hai să continuăm. Florin, de unde vine el și ce face? Din zona Valladolidului. Din Valladolid. Da. Ceva de mers, nu? Cam 2 ore de mers. 2 ore. E ceva de mers. A, vă referiți că e distanța de Sfânta Vară până... De la Madrid, Valladolid, da. Nu știu, sunt cam 200 de kilometri, nu? Undeva la 150. Da, am zis eu 2 ore jumate, mers normal. Da. Și din România, de fel? De unde e? Tu de unde ești, Florine? Zi totul, dacă tot ai început, de unde stai în Spania, spui și de unde ești. Undeva la jumatea drumului între București și Constanța. Țăndării mai exact, județul Ialomița. Eu pot să spun că mă numesc bucureștean, pentru că de la vârsta de 7 ani am venit în București, cu toate că sunt născut cam în aceea zonă, e județul Călăraș la voi sau nu știu ce județ? Da, undeva la 60 de kilometri. Eu tot așa, în județul Călăraș m-am născut, am crescut la bunici până la vârsta de 7 ani, am primit cei 7 ani de acasă, de educație, referitor la toată lumea, dar mulți au pierdut pe drum. Da? După care, să zic că sunt bucureștean, adică în zona, chiar în capitală, am locuit foarte în capitală. Frați? Frați, surori? Surori? Voi sunteți frații mei, surori? N-am nici frați, nici surori. Nu? Da, ați fost singur la părinți? Am fost singur la părinți și, într-un fel, nu pot să zic că am fost așa chiar răsfățat. Am fost lăsat să fac ce vreau. Pentru că ceea ce am făcut, am făcut bine, adică în sensul că n-am creat probleme. N-am venit niciodată cu poliția acasă, n-am venit niciun vecin să spună că mi-a bătut copilul. Corect, da. Mi-am văzut de școala mea, mi-am văzut ceea ce... Am făcut ceea ce mi-a plăcut, chiar de mic. Nu mi-a plăcut, cum să spun, să fiu chiar și de părinți. Bine, oricum părintele te îndrumă la ceva bine, nu? E normal, nu să spună du-te și de cu piatra în cap la cineva sau nu te duce la școală. Dar vreau să spun că am făcut cam ce am vrut, plăcerile mele. Pentru care una din plăcerile mele a fost și muzica. Pentru că noi suntem aici și să discutăm despre muzică. 80-90% despre muzică. Categorie. Și cu muzica cum ați început? Cum ați început...
tot acest drum cu muzica și texte și... Eu înțeleg unde vreți să ajungeți și ca orice om care a trăit toată viața din muzică, cum am trăit și eu, nu poate să dea decât un singur răspuns. Am început să cânt de mic și mi-a rămas în amintire chestia asta când m-am urcat prima dată pe o scenă. Da. Și știu că eram... La ce vârstă ați urcat? Păi eram în clasa întâi. Cam ce vârstă? Păi nu știu sigur. Eram în clasa întâi, da? Și aveam 7 ani. Și era sărbătoarea de Crăciun. O sărbătoare de Crăciun, așa se făceau atunci, mici festivități cu elevii talentați. Unii să spună o poezie, unul să cânte ceva. E, și eu țin minte că m-am urcat pe scenă, că asta vreau să spun, m-am urcat pe scenă prima dată la vârsta de 7 ani, știu și ce melodie am cântat, știu cum îl chema și pe omul care mă acompania cu acordeonul, cu Hohner, că tu știi ce zic de cu Hohnerul, și mi-amintesc absolut totul. Mi-amintesc că aveam și măseaua puțin umflată și am cântat așa, îmbrăcat în ie, cum... port ăsta tradițional da, popular, da, 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 cu o căciulă mi-am pus să pune căciulă. E comic rău de tot, parcă mă văd și acum. În fine, deci să zicem asta a fost prima apariție pe o scenă. Când să zic că Dumnezeu mi-a deschis drumul și calea spre această să zicem carieră, pentru că frumoasă, foarte frumoasă. Grea? Este un drum greu, dar și frumos, foarte da, frumos. Da, nimic da. Nu este ușor. Când vrei da. să faci ceva, pentru că știu că m-am chinuit destul de mult, în sensul că muncești, ca să faci ceva trebuie să muncești. Da, da. Trebuie corect, să te zbați, da, trebuie da, să te zbați, da, să muncești, să dai din stânga, în dreapta, în coate, să-ți faci un sacrificii, program. Sacrificii, sunt categorii. Multe. Ei, și după chestia asta cu... să zic, lansarea mea în lumea muzicală, când am apărut pentru prima oară pe o scenă. Eram copii la țară acolo, la bunici. Unul avea o muzicuță, unul avea un fluier, unul avea... Și eram foarte pasionat de chestiile astea, de instrumente. Mie mi-a plăcut să cânt la un instrument, în primul rând. Nu mi-a plăcut cu vocea. Eu când... și asta destul mai târziu. Destul de târziu. Când vedeam o formație și vedeam un solist vocal, eu prima oară nu mă uitam la solistul vocal. Zic, ce face ăsta? Mimează acolo, ce face? Zic, ăla după spate, ăla face treabă bună, ăla este talentat, ăla face... Ce solistul vocal? Maca, 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 maca. Și gata, așa la bar nu și-a plecat. Ei, și asta spun. Copil fiind, mi-a plăcut de mic, mi-au plăcut instrumentele, să cânt la instrumente. Și bunica mea a avut un băiat care a fost în ansamblul Armatei, dirijor la ansamblul Armatei și cânta la acordeon, cânta la un instrument, nu știu dacă știți dumneavoastră, se numea țiteră, e un fel de un țambal de ăsta mai mic, cam cum e orga asta, dar mai mică, mai mic. Si. Da, și se ciupea așa. Eu eram fascinat de toate chestiile astea, de instrumente, de fluier, îmi făceam, dacă se închipui, creștea ceapa în grădină și luam frunza de ceapă și cântam la frunza de ceapă. Știți că se poate cânta? Bine, nu poți să scoți o melodie extraordinară, dar te ajuți. Luam o copilărie extraordinară de frumoasă. Luam cocini de porumb, știi ce e la cocean de porumb, așa? Și făceam vioară din el. Știți cum se face o vioară din cocean de porumb? Nu știți. Vă spune Vișan. Da, vă spun cu altă ocazie că ne întinde. Ideea e că îmi plăceau instrumentele. Da. Singurul instrument care am reușit să cânt perfect... Dar părinții au cântat? Părinții dumneavoastră... Păi asta vă spuneam, eu nu mă trag din neam de lăutar, să zic că lăutar sau de muzicanți, singura șuviță, să zic, de muzicant, ar fi unchiul ăsta al meu, băiatul bunicii mele, unchiul meu, care practica de cânta la acordeon, cânta la mai multe instrumente. Da. Ca genă, să zic, ca genă. Ca genă, da. Așa, dar... Așa părinții mei
mama, tata, neavând nici frați, nici surori, nu cântau, nu erau, erau aritm, antimuzică, nu ne plăcea, nimic. Pentru că, e părerea mea, că genele se transmit din două în două generații mult mai puternic. Deci, asta e părerea mea, nu știu. Și eu am fost înrădăcinat cu acest talent, de fapt talent, că lumea trebuie să spună că, dacă ai talent sau nu. Cu această plăcere de a practica muzica, cred că de acolo vine, de la, de la unchiul meu. În fine, singurul instrument care mi-a plăcut și am cântat perfect a fost muzicuța, care o am și acum în mașină. Așa. Mai la acordeon, nu știu ce, și la chitară, să zic, mai mă pricep așa cât de cât. Dar nu pot să spun că, că sunt un chitarist sau sunt la un nivel pro. Exact, exact. După care am fost mai mult autodidact. Eu în timpul ăsta, cât am fost copil și am venit în, în București la părinți, făceam și sportul, mi-a plăcut sport. Mi-a plăcut sportul și făceam și sport. Ajungând la vârsta de 18 ani, îmbinam sportul, îmbinam sportul, sportul cu muzica. Muzica fiind autodidact. Ați înțeles? Dar ne făcând cursuri speciale, ceea ce făceam la școală. Da. La școală, care se făcea o oră pe săptămână, mi se pare, sau două ore pe săptămână, nu știu. Era un... Nu era ceva, să zic, domne, să... ca să poți să profesezi. Da, nu era continuu, nu ceva continuu. După care, la, deja după la 17 ani, 18 ani, m-au contactat niște băieți, niște cunoștințe, niște fete care mai cântau pe acolo, am început să cânt și pe la nuntișoare, mi-am făcut anumite conexiuni. În cele din urmă m-am dus la Școala Populară de Artă, am studiat canto, muzică ușoară, după care am participat la festivalul la Mamaia pe vremea lui Ceaușescu. Era un festival de amploare și un festival în care puteai să te lansezi, să faci o carieră muzicală. În acest timp mi-am făcut o formație de-a mea, de asta spun că trebuie să te... să muncești, trebuie să fii... Da, trebuie să ai și o intuiție la un moment dat. Dom'le, pot să fac ceea ce mi-am propus, nu pot să fac, dar eu am intrat cu capul așa în ușe și m-am zis, dom'le, ce-o fi, o fi. Că oricum ce fac îmi place. O reuși, nu reuși, nu contează. Și uite că după aceea mi-am făcut și formație, am cântat și la cele mai mari restaurante și baruri, la evenimente mari. În București. În București. Ne duceam și la seară, pentru că începuturile mele de când am început să cânt la evenimente a fost până la începutul anilor 80. 78, 80. Și asta înseamnă că pe vremea aia se cânta foarte mult, se cânta și la seară. Și la corturi. Da. Unde era praf așa, unde era... Care era munca dublă. Unde erau... Da, da, și... Da, și ce frumos era. Și atunci era frumos, sigur. Până mai încă am cântat la țară, la corturi. Păi erau împrejurimile de lângă București, unde, nu știu dacă știți, la Jilava, nu Jilava, dar și la Jilava, la Vidra, pe acolo toate nuțile erau luate de mine. Acolo era bătaie cu 2-3 ani înainte. Dominam, da. Pentru că aveam și un stil de ăsta... nu-mi plăcea să stau la scenă așa să... Eu intram pe ei, mă jucam cu ei, cântam, îi puneam să cânte, mai făceam o glumă cu ei, mai dansam cu gagicile. De-astea. Ce frumos! Ce foarte, frumos, foarte, nu? Foarte frumos. Și ca să termin așa, ca să termin cu, să zic, activitatea mea, în timpul ăsta am făcut și anumite emisiuni, am moderat anumite emisiuni la TV, la OTV, că putem să spunem că oricum acum nu mai e. Așa. La diferite spectacole, la diferite spectacole, timp în care am făcut texte, am făcut poezii, am compus anumite melodii, cu toate că nu pot să spun că sunt compozitor. Cel puțin nici cu diplomă nu sunt.
Dar mi se pare, mi cam pornit de la ideea asta. Domnule, invitat Adrian Vișan, solist vocal și textier. Da. Mă complac cu ideea și îmi place ideea să mi se vorbesc să solist vocal și textier. Da, da, da. Și de-aia începem la dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru această invitație. Da, și am zis că vorbim la pertu. Acum ce facem? Vorbim cu dumneavoastră? Vorbim la dumneavoastră, vorbim la pertu. Nu, a, nu contează. Contează. Bal să fie. Distracție să fie. Ați venit la noi, dar nu ați venit cu mâna goală, bineînțeles. Ați adus și câteva melodii. Câte melodii ați adus aici la noi? Câte am adus lui? Mai multe. Mai multe, dar am să zic că suntem... Ca să prezentăm asta, adică să... Da. Sunt multe de povestit și bineînțeles că vom reveni, bineînțeles vom reveni cu dumneavoastră și prezentați mult mai multe emisiuni și, melodii și tot ce trebuie. Sunt multe de povestit. Da, sigur, sunt foarte multe. Pentru că în decursul la 40 și ceva de ani, vă dați seama că am avut multe experiențe. Am ce să povestesc nepoților. Asta este. Asta e mare. Că în viață rămânem, cu ce rămânem? Rămânem cu amintirile pe care le-am trăit, nu? Cu amintirile, nu? Corect. Și nu luăm nimic. Și este foarte important, este foarte important să le disecăm. Adică să nu rămânem, să nu luăm cu noi amintirile care nu ne plac, amintirile urâte. Este foarte important să ne rămână aici în calculatorul nostru amintirile frumoase. Asta te face să te simți mai tânăr. Asta te face să speri, asta te face să mergi mai departe, să fii un om bun. Să fii. În momentul când ți-ai păstrat amintirile frumoase, este ceva extraordinar. Vorba lui Florin Piese, extraordinar! Da, corect, extraordinar! Mă întrebați de melodie, cu ce melodie am venit? Da, da. Să, ca să asculte cei de acasă o primă melodie, care doriți de noastră? Cum, să spuneți cum se numește prima melodie? E, ținând cont de faptul că sunt la o vârstă destul de rezonabilă, să spunem așa, mi-a plăcut o melodie, vorbesc de linie melodie, chiar și text, dar era puțin mai complicat, așa să-l înțeleg eu. Cântată acum vreo 40-50 de ani, cred, Dan Tufaru. E, de acolo am luat melodia, Dan Tufaru fiind un actor, vestit și cântăreț, de acolo am luat linia melodică și am zis, ia să fac eu un text ca și o poveste așa a vieții mele și de ce nu, cine o ascultă să zică că e și povestea vieții lui. Un rezumat al vieții. Un rezumat al vieții. Da. Și nu mi-a luat chiar mult timp să fac acest text și fără lipsă de modestie, cam cine l-a ascultat, i-a plăcut. Așa că Și cum se numește această melodie? Cum? Moneda vieții. Sugestiv intitulată Moneda vieții. Moneda vieții. Moneda ați vieții. Ați compus-o aici? Da, da, aici în Spania. Aici în Spania, da. Și ați înregistrat aici? Bănuiesc o Florentina. Da, păi trebuie să spunem Florin. Cum am... Că, și, ca să spunem puțin. Haideți să vă spun eu. Încep eu și Poro vă spune Florin. Deci în toate acțiunile care eu le-am făcut aici, din momentul când ne-am cunoscut, el a fost motorul, el m-a tras de mânecă, să știți, nu vorbesc serios. Da. Pentru că eu azi, eu n-am conexiune aici, n-am mare, pe mine nu mă cunoaște nimeni aici. Și atunci el a fost cel care m-a tras întotdeauna de mânecă. Și azi, spune tu, cum am reușit să facem imprimarea asta. Și nu numai asta, că am mai făcut și colindele da, frumoase. Activitatea a fost, nimic de zis. În prealabil, melodia... Textul a venit ca o poveste de viață, a propria sa viață. Vieții lui Adrian Vișan. Asta am văzut eu la prima vedere, peste text. Da. După care am spus, măi, aici poate să fie o sursă de inspirare pentru absolut oricine. Deci, mai degrabă, se poate regăsi oricine în textul ăsta, indiferent de vârstă. Mai ales cei care sunt trecuți... Nu, cei de vârsta a doua gustă mai mult, pentru că e un text care e cu adevărat o poveste și o poveste are un început, un cuvânt și o cheiere, nu? E, și
povestea asta este spre oamenii care au la 50 de ani încolo, să zic așa ceva. Pentru că dacă îl pui un puș de ăsta așa să ascultă de 20 de ani, normal că nu savurează nici textul, nici melodia. Și nici nu se regăsește. Și nici nu avem pretenția asta, pentru că acum sunt alte chestii, alte... În prealabil, melodia trebuia să numească povestea vieții mele, ceva de genul. Da. Și zic, mai hai să aducem o altă natură a melodiei, să... Altă denumire, cumva... mult mai scurtă și comprimată și, mai... și concisă. Da, da. Să punem cumva moneda vieții, da. Ca și pentru că în final, cam tot ce facem în viața asta, într-un final plătim pentru absolut orice. Da, da. Mai devreme sau mai târziu? Mai devreme sau mai târziu, da. Pentru că orice titlu, apropo de titlul melodie, orice titlu de melodie, de carte, de film, de operă, de ce vreți dumneavoastră, cu cât are... cât e textul mult mai mic, mai comprimat, cu atât are efect mai mult asupra celui care îl ascultă, sau citește. Da, da, da. Pentru că una e să-l întreb pe unul, cum se numește melodia? Este povestea vieții mele care am trăit-o, deci să pui titlul ăsta, și una e să spui moneda vieții. Plictisește cumva. Plictisește, nu, dumne, și nu mai are impactul ăla. Da. Nu? Păi să asculte și cei de acasă, moneda vieții, Adrian Bișan, pentru dumneavoastră. Și în aroganță-mi de bărbat
Ce mai aștept? Ce-am dat în viața, cum primesc? E și normal, e și firesc să fie așa. Și văd cum anii mi s-au dus, încet mă apropii de apus, e viața mea. Dar vine o vreme când ne întrebăm, când tragem o linie și apoi adunăm. Dar vine o linie și apoi adunăm. Morena vieții s-o întorc, ce tare aș vrea, dar nu mai pot, asta o știu. Măcar am ce să povestesc, cât mi-este dat să mai trăiesc într-un târziu. Am tras cortina de final și am pus batista pe țambal și-s mulțumit. Chiar dacă totul e efemer, încă trăiesc, iubesc și sper până la sfârșit. Dar vine o vreme când ne întrebăm, când tragem o linie și apoi adunăm. Dar vine o tragem o linie și apoi adunăm. Mulțumim frumos, foarte frumoasă melodia. Sperăm că le-au plăcut și celor de acasă. Florentin, cum v-ați cunoscut, Adrian, și tu cum a fost? La cântare. La cântare, nu? La coada, la pui. Da. Păi cum să ne cunoaștem? Am primit un telefon pentru o invitație, de fapt, să cântăm la un 8 martie, nu mai știu exact, sunt 2 ani. Acum 2 ani, da, în Burgos. Dacă nu mă înșel, imediat după ce s-a liniștit într-un fel treburile cu pandemia. Da. Să dea drumul oarecum la activitate. Da. Am fost invitați la Burgos, la un 8 martie. Ni s-a adus la cunoștință că va fi un invitat special Adrian Bișan și încă nu mai rețin. M-am îmbarcat și la partea s-a adus la cunoștință. Nu mai știu. Amă, că tu nu mă cunoșteai deloc. Nu o să de mine. Asta e ideea. Și în momentul când m-ai văzut, spune tu ce impresie ți-am făcut. Zi acum, pe bune, că nu te-am întrebat niciodată. Bună. Acum aflăm cu toții. O impresie bună sau nu? O impresie. De ce? Păi, dă motiv. Modestia care o prezentai. Da, ai dreptate aici, da. Experiența de viață era vizibilă, nu neapărat în lumea muzicii. În general, felul cum s-o purta cu noi, felul cum ne vorbea, felul cum... au fost mai multe chestii acolo. Și inclusiv, de ce nu chimia, de care tot discutăm cu toții în momentul în care... Da, în viața asta sunt simpatii și antipatii. Sunt simpatii la prima vedere, cum de altfel și antipatii la prima vedere. Da. Nu poți fi pe aceeași undă cu absolut toată lumea. Nu, eu... Și într-un fel, muzica, nu? Eu cum spuneam, muzica. Legătură între noi. Legătura între voi, dar muzica. Cum spuneam mai înainte, eu am respect mult pentru instrumente și pentru că știu că studiază
știu cât muncesc, pentru că nu e așa ușor. Toată și munca cea mai grea, toată lumea... la un eveniment, da, face poate fi mai mult cu partea lui de, da, de da. Muncă. Și sigur, și da. Pentru asta eu respect foarte mult, de asta vreau să le vorbesc și frumos, nu vreau să-i deranjez, nu vreau să... Din partea mea, v-am zis, valoarea cea mai mare într-o formație, o dau instrumentiștii. Iar din punctul meu de vedere ca instrumentist, eu cred că din punctul meu de vedere, cel mai greu instrument e voce. Este adevărat și treaba asta. Pentru că, până la urmă, iei un copil, îl pui la o școală, studiază un instrument, într-un final o scoți. Bine, până la urmă, fiecare și are meritul lui. Asta e clar. Dar vocea, dacă nu e de acolo... E clară, dar... Mai e. Vocea, la voce nu trebuie neapărat să muncești atât de mult cât muncește un instrumentist. Dacă ai puțin talent, ai puțină carismă și ai și carismă și ești puțin așa băgăreț, eu cred că reușești destul de ușor, mult mai ușor decât un instrumentist. Eu știu pe băiatul meu, unul din băieții mei care a făcut pian de la 5 ani jumate, 6 ani, știu câtă muncă a depus. De asta zic, eu am un respect deosebit pentru instrumentiști și pentru faptul că mi-a plăcut și probabil că atunci când nu reușesc să fac ceva în viață, admir la altcineva, mi-a plăcut să, când la un instrument n-am reușit, pentru asta îi respect pe instrumentiști. Foarte frumos. Acum intervine și chestia că eu îl respect pe el și pentru că are un suflet deosebit și un om deosebit. Un om familist, un om, exact cum a zis el, că sunt eu modest. Nu avem de ce să nu fim modești, n-am înțeles. Eu ca să cuceresc pe cineva, trebuie să-i arătă, în primul rând, cât de mic sunt. Nu e adevărat? E adevărat chestia asta. După care omul îmi dă, mă categorisește, bă, ăsta rămâne așa mic, cum l-am cunoscut, cum mi-a arătat, sau ridic mai sus, decât... sau, mai, nu? Da, exact. Și pentru asta, eu zic că Florine e în primul rând un caracter deosebit. Adevărul că noi am vorbit foarte puțin. Eu, Florentin, în persoană, personal nu ne-am cunoscut, nu ne-am cunoscut acum și a fost mai mult conversații telefonice și mesaje și într-adevăr, tot timpul cu modestie, tot timpul să nu deranjeze, tot timpul să nu... Se simte, un om se simte când... Da. Și chiar el acum, că v-am zis, nu știu, dar cred că am zis mai devreme, că el a fost motorul meu, într-un fel, de când am venit aici în Spania. Da. Neavând conexiuni, neavând legături. Aveți mult timp aici în Spania? Trei ani de zile. Foarte puțin, da. Practic, când ne-am cunoscut, cred că ceva timp în urmă. Și acum chiar îl rog pe el să spună că el vrea să mai facem niște proiecte. Vreau să vă întreb și eu, proiecte, ceva împreună, aveți ceva? Cam ce vrem noi să facem, că proiect este prea mult spus, că e la modă cu proiecte, da, sunt de acord, dar noi avem niște planuri așa, care tot le lansează și tot îl realizează și doar să spună. Ideea de sine e că am tot întâlnit la evenimente instrumentiști în general și muzica în general care o întâlnim la evenimente din partea Olteniei, mare parte Moldova, de ce nu, Maramureș. Adevărul că aici în Spania sunt oameni din toate zonele se cântă din toate zonele. Venim și cu chestia asta, hai să aducem și de la noi ceva, hai să aducem și un pic de muzică ușoară, hai să aducem și un pic de cafe concertul, hai să aducem și un pic de muzică lăutărească, de ce nu? Hai să aducem și ceva, dacă putem și reușim să atingem și zona asta, un pic de muzică balcanică, dacă zic bine, oriental, aparte de manele, da? Deci nu atingem neapărat zona asta. Da. Muzica grecească, muzica machidonească, zona, cu toții știm că zona Bucureștiului, zona Constanței, sunt zone care predomină foarte multe etnii. Da? Deci vorbim începând... Multicultural, începând cu etnia romă... Care e majoritară. Machidonii, da? Da, turcii, frumos, da? Aici avem, în zona Constanței, găsim etnie... ajută-mă un pic. În ce zonă ai zis? Vorbim de tătari
și de, deci să, a, să... Da, mă, e muzică orientală la zona asta lor. Muzică grecească, comunitatea, da, de greci nu predomină, dar muzică bulgărească la fel, nu, da, predomină, da, 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 comunitatea de bulgari atât de mult, dar sunt întâlniți. Bine, bine, și spune tu ce ai vrea să facem. Să aducem și altceva decât ceea ce întâlnim la evenimente generale. Evenimente, da. Da, 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 da. Să aducem publicului și cu, da, totul, da, altceva decât... Da. E bine, trebuie să schimb niște ritmuri, să schimb niște chestii, niște... Da. Chestii care, chestia asta nu poți face de unul singur. Numai în echipă și numai... În echipă, da. Și când este o echipă bună și toată lumea, adică pune acolo fiecare umărul la... Exact. Acel eveniment sau proiect sau plan, atunci n-are cum să nu iasă bine. Că dacă pune toată lumea umărul, iese ceva frumos. Toți? Da, da. E așa. Imposibil să nu iasă. Corect, da, corect. Să prezentăm și cealaltă melodie care ați adus-o aici la noi, să asculte și de acasă următoarea melodie, cu cum se numește următoarea melodie și dacă puteți să-mi spuneți ceva despre această melodie. Ce am văzut la tatăl meu, așa, da? Se numește, da, este o melodie, cum zic eu, de familie. E un tată care își iubește familia, își iubește soția, își iubește copiii, vrea să le ofere totul, să nu vadă nicio grijă, cum spune și textul. Ce am văzut la tatăl meu, așa am făcut și eu. Dragii noștri, ce am văzut la tatăl meu, Adrian Vișa. Ce-am văzut la tatăl meu, așa am făcut și eu. Copiișa mea nevastă, nu i-am lăsat să muncească. Ce-am văzut la tatăl meu, așa am făcut și eu. Copiișa mea nevastă, nu i-am lăsat să muncească. Dacă ai copii, ai și putere și le-aș da, Doamne, tot ce mi-ar cere. Ca să aibă mulțumire, să recunoască de mine. N-am să-mi părăsesc, Doamne, copiii, nici pentru prețul iubirii. N-am să-i las până n-am să mor, sunt un tată iubitor. Copiii să-i mulțumesc și nevasta s-o iubesc. Mă mândresc că sunt bărbat, de la tata am învățat. Copiii să-i mulțumesc și nevasta s-o iubesc. Dacă ai copii, ai și putere și le-aș da, Doamne, tot ce mi-ar cere. Ca să aibă mulțumire, să recunoască de mine. N-am să-mi părăsesc, Doamne, copii, nici pentru prețul iubirii. N-am să-i las până n-am să mor, sunt un tată iubitor. Copii o să le spun, să asculte a mea povață, să le meargă bine în viață. Și atunci când noi fi bătrân, la copii o să le spun, să asculte a mea povață, să le meargă bine în viață. Dacă ai copii, ai și putere și le-aș da, Doamne, tot ce mi-ar cere.
ca să aibă mulțumire, să recunoască de mine. N-am să-mi părăsesc, Doamne, copiii, nici pentru prețul iubirii. N-am să-i las până n-am să mor, sunt un tată iubitor. Ce-am văzut la tatăl meu, foarte frumos, mulțumim din suflet pentru aceste cadouri muzicale care le-ați adus aici la noi. Dacă ne apropiem cu pași de pe așa de încheiere și sunt multe de povestit, vă mai aștept aici sunt cu mare multe, drag. Sunt foarte multe de povestit. Vă mai aștept cu mare drag. Dacă vreți să transmiteți ceva pentru cineva, de acasă, de aici, nu știu, dacă doriți să transmiteți ceva, un mesaj pentru ascultătorii noștri, pentru privitorii noștri. Eu transmit un mesaj universal, nu numai pentru români, și pentru românii noștri de aici, și pentru românii din România, și pentru toți românii de pretutindeni, și nu numai, pentru toată lumea, un mesaj universal. Sănătate multă pentru toți și ceea ce îmi doresc eu mie, să le se întâmple lor. Dar atenție, eu îmi doresc bine, nu îmi doresc rău. Corect, da. Da, frumos, da. Nu, cum ar fi să vă doriți rău, nu? Sunt și oameni care își doresc rău. Vai, nu, deci nu. Florentin, dacă tu vrei să transmiți ceva pentru familiei mele, în primul rând. Îi salutăm și poate ne întâlnim cu toți într-o zi, de ce nu? Să sperăm, să sperăm. Familia mea care e cea mai importantă și bineînțeles tuturor care ne apreciază munca și care apreciază tot ceea ce facem noi, activitatea noastră, care e alături de noi, ne susțin și de ce nu, cum a spus și Adrian, până și dușmanilor noștri le transmitem salutări. La toată lumea, categorii, da, la toată lumea. Să fiți iubiți. Să fiți iubiți, da, da. Exact. Eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră și, cum am spus, vă aștept cu mare drag aici, când mai puteți, când mai doriți, să veniți aici la Încăsuța Cristel TV. Și Doamne ajută la cât mai multe proiecte, evenimente, planuri frumoase. Eu vin! Pentru că îmi place zâmbetul tău. Da, mulțumesc! Mulțumesc! Bun, cu mare drag vine. Mulțumesc, mulțumesc tare mult și pentru mine chiar a fost onoare și am avut emoții când Florentin mi-a spus că ați acceptat invitația de a veni da. Aici și mi-a povestit așa puțin despre activitatea, că aveți totuși niște ani în spate. Da. Chiar dacă nu e făcut carieră dintre asta de succes, de televiziune, de... Dar aveți acolo, da. Ce ține de media, nu știu ce. Există și o carieră de asta, puțin mai jos să zic, dar care am parcurs-o, am făcut. Da. Zic că am avut o carieră da. în muzică, referitor la chestia de evenimente, de nunți, de botezuri. Și care multă lume ar putea să aibă, adică are de învățat. Că nu e așa ușor. Da, nu e așa ușor. Nu este ușor. Da. E, cum se anume, este munca de jos. Asta e munca de jos. Și cea mai grea. Mulțumesc tare mult și vă mai aștept cu tot dragul. Cu plăcere. Mulțumesc. Viața mea, am făcut pe mintea mea, pe mintea mea. Și acum când privesc de sus, lume vai, am destul și mie de-ajuns, lume vai. Oricine-i miruit, nu-i miruit, timp puțin să facă mult, lume vai. Așa am făcut și eu, lume vai, ajutat de Dumnezeu, lume vai. Am crezut numai în ei, lume vai, Doamne, în prietenii mei, lume vai, să le arăt că este bine, lume vai, să țină
aproape de mine, lume vai. Dar mulți nu m-au ascultat, lume vai. S-au vândut și cumpărat, lume vai. Dar eu pe a mea dreptate, lume vai. Pe cei răi am dat la spate, lume vai. Cu toți ținem cont de bani, lume vai. Așa mereu o să fie, lume vai. Dăm banii pe omenie, lume vai. Din puținii ce-au rămas, lume vai. Și care cu mine au tras, lume vai. Am o vorbă să le spun, lume vai. Că nu-i om fără stăpân, lume vai.